Dar să le, după cum poți vedea, te-am adus pe iarnă, pe zăpadă, aici, la fața ăsta, nu la fața ascunsă, dar să le, era frumos să te aduc și la fața ascunsă, da, te o să te aduc altă dată, te duc și acolo la fața ascunsă din nou, dar să le, pentru că astăzi fii atent. O să facem de a fața, bă, ce mă cu fața ascunsă, bă, dar să le, bă, ce facem, zi tu în locul meu, dar să le, că eu am tâmpit-o pe fața ascunsă. Deci fii atent, bă, la fel, eu o să mă ascund, pa, pa! Bă, 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 ok, dar să le, deci fii atent, te-am adus aici la Bill Battle, nu mai zic fața ascunsă, că nu știu ce aveam eu mai devreme, dar în fine, te-am adus la Bill Battle, dar să le facem un concurs de construit pe iarnă, după cum poți vedea. Și ce tematică crezi că o să avem noi astăzi dacă este zăpadă? Dar să le, nu știu, tematică de Crăciun, de iarnă, de zăpadă, de toamnă, de primăvară, de ce? Bă, om de zăpadă am făcut cu Alice, n-am făcut, sau cu tine am făcut, dar să le, că, bă, da, cu tine am făcut, ba, nu mă, cu Alice am făcut, deși atent, dar să le, astăzi o să facem, nu un om de zăpadă, pentru că am mai făcut asta, o să facem, vină repede aici, o să facem 3, 2, 1 și ia, citește, ce scrie aici? Pinguin, bă, cu ce, cu pinguin, cu da, bă, pinguin, da, bă, hai, bă, uite, 100 de lei, 100 de lei, hai, pa, pa. Bă, stai, bă, stai puțin, dar să tu știi, bă, carcie la pinguin, bă, stai puțin, că mai am ceva pentru tine, dar știi, tu știi cum se construiește un pinguin sau ce înseamnă pinguinul, dar să le, că am văzut că parcă citeai așa foarte ciudat, tu știi, sigur știi, dar să le? Da, 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 știu, știu. Ok, ok, deci fii atent, dar să le, uite ce am aici pentru tine, ca să ne putem să ne auzim foarte, foarte bine, îți dau o căscuță pe care trebuie să o folosești tu ca să ne auzim bine, că noi suntem pe pereții ăștia de despărțiți, cum ar veni, înțeles? Ia, ia, zi, bă, ia, nu mă auzi, ia, bă, bă, ia, bă, ia, bă, sunt lângă tine, mă, bă, sunt lângă tine, dar sunt lângă, ok, gata, am înțeles care este faza cu Tarasel, da, vedeți că am adus și căscuța și trebuie asta, dar astăzi pe Tarasel nu o să-l trolesc și o să facem un concurs de construit foarte, foarte normal cu Bill Battle, facem un Bill Battle clasic, ca de fiecare dată cu pinguin și cu astea, dar Tarasel când folosește căscuța, el mă aude, eu când folosesc căscuța, mă aude și el, practic, adică îl aud eu pe el, de fapt, m-am încurcat, nu mai zic nimic, că nu mai are rost, hai să-i dăm drumul cu prima rundă de nob, pinguinul de nob, să vedem ce să facem aici, pentru că o să fie ceva foarte, foarte mic. Bă, dar să le, mă auzi, bă, că folosesc căscuța cu, bă, deci fii atent, bă, dar să le, o să facem pinguin de nob prima oară, după facem de pro și dăm note acolo la fiecare, știi, ca de fiecare dată, ai înțeles? Ok! Scrieți acolo în comentarii ce note dați la pinguinul meu de nob, ce note dați la pinguinului, dar să-l de nob, cine a făcut mai frumos și așa la fiecare și la aia de pro, tot așa. Hai să ne luăm aici niște materiale să facem. În primul rând, ce are, mă, un pinguin? Dacă cât de bine mi-aduc eu aminte, are ceva așa pe care să folosesc eu chestiile astea, vreau să fac aici ca și cum sunt niște picioroșe, cum ar veni. Pinguinul mare, hai să folosim totuși concret, dar la asta de nume nu trebuie să folosim concret, o să folosim teracotă, foarte, foarte frumos, să zic, ar da mult mai bine, folosim niște chestii de genul acesta, folosim și ouul ca să poate punem aici niște ochișori și trebuie să-i dăm aici, practic, partea asta în care facem aici, nu știu exact cum să folosește, dar să sperăm că o să iasă ceva foarte, foarte interesant, bine, folosesc teracotă asta, nu știu cât de bine ar da, dar pinguinul acesta ar trebui să arate ceva de genul acesta și să aibă niște mâini pe aici și mâinile cum să le facem? Cred că le facem cu galben, deși n-ar fi mâinile cu galben, dar nu, 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 fiți atenți, trebuie să fac mâinile, mai au teracotă, fac mâinile, uite, cu ăsta arată foarte, foarte bine, cred că așa ar arăta bine, după părerea mea, facem mâinile acestea și aici trebuie să ducem foarte, foarte frumos un căpuleț, cum ar veni ceva de genul așa, bine, cred că de fapt, dacă fac eu ceva de genul așa, o să fac ca și cum are o mică burtică aici, iar aici o să vină capul, ca să vină partea cea mai interesantă, unde avem aici niște ochișori așa foarte, foarte frumos, cred că punem unde ăsta așa, bă, dar nu prea arată la... Mamă, ce mă, ăsta, nu știu, bă, sper că totuși mă descurc, totuși, dacă ăsta e de noob, hai să fie o scuză, că e de noob. Am terminat! Bă, ce fac, bă, dar să le, gata, ai terminat, mai și speria, bă, dar să le, bă, cum adică ai terminat, mamă, dar să le, stai puțin, că e mai mult de făcut aici, nu știu, de fapt, nici nu arată bine a pinguin, bă, dar să le, trebuie să o mai uite așa puțin, că nu prea-mi place, sincer, tu ai terminat de tot, gata? Da, pe Rafale, bă, dar fii antenă, bă, pinguin, dar nu, bă, Rafale, dar nu! Bă, dar să le, eu o să fac aici, că deja mai am ceva de făcut, că nu l-am făcut prea bine, trebuie să mă gândesc așa puțin la el, cum să-l fac și eu o să vin și acolo la jumătate, tu dacă ești la jumătate, mă, dacă mă uit așa, parcă pare că ești acolo, bă, tu ești, bă, dar să le, stai puțin, m-a auzit, bă, stai, că nu foloseam căscuța, am uitat că suntem căscuța, m-a auzit, bă, m-a auzit? Da, bă, te aud, te aud, te aud, pleacă, pleacă, mă, da, aici, dar să le, nu te uita, pentru că eu mai am foarte, foarte, adică trebuie să mai fac, că n-am, nu ești, nu sunt gata, dar să rămâi, da, mai rămâi tu pe acolo, pe la tine, să faci, mă, dar să le, eu încă n-am făcut asta, rămâi acolo așa, mamă, ce mă enervează, bă, ăsta, pe bune, uitați-vă puțin, deci trebuie să fac, bă, uitați-vă, ce mă, ăsta, nu, că trebuie să mă gândesc așa puțin, cum să facă, chiar n-am idee, sincer, bine, e un dăsta, dar nu, dar hai că vedem cum facem și să sperăm că o să iasă ceva bine, că dacă nu, la de pro, nu știu ce o să fac, sincer. Bun, l-am terminat, am făcut ceva, că am văzut, trebuia să-l fac puțin mai mic, l-am făcut, nu, adică puteam să-l fac puțin mai mare, dar am zis, bă, stai, trebuie să-l fac mai mic, pentru că, fiți atent, nu venea foarte, foarte bine aici, trebuia să fie simetric și venea urât, ați văzut cum venea acolo, l-am zis, bă, îl fac mai mic, nu-l fac de 4, că eu făcusem așa două de-astea și două de-astea și nu m-am gândit că nu-l făcusem prea simetric, dar am zis, bă, frate, hai să-l fac puțin mai mic și am făcut aici, cam așa arată pinguinul meu de noob, după o să facem acela de
de pro, vreau să scrieți în comentarii ce notă îi dați. Aici nu știu ce am făcut, am făcut ceva așa de genul, habar n-am sincer ce am făcut. Scrieți-mi dacă vă place și acum ne ducem la jumătate. Bine, nu vă uitați din spate, că na, din spate nu se vede, oricum e un dăsta de noob, dar da, cam așa arată. Scrieți-mi acolo în comentarii ce notă îi dați voi. Acum mergem la jumătate să vedem ce notă o să-i dea și Darusel și să văd ceea ce a făcut Darusel. Chiar sunt curios dacă a făcut ceva mai șmecher și abia aștept să trecem la runda de pro, unde o să facem ceva super sper tare, adică abia așa sper sincer că nu știu cum o să fie, dar mă bazez că totuși o să țineți pumnii acolo, că cine știe, cred că o să câștig, nu mai vorbesc că deja vorbesc prostii. Hai că începem acum, ne ducem direct la Darusel să vedem ceea ce a făcut el, sau prima oară poate o să vadă Darusel ceea ce am făcut eu, dar v-am zis, nu mai vorbesc că deja vorbesc prea multe prostii. Gata bă Darusele, am venit și eu, am terminat și acum hai să mergem unde vrei. Vrei să mergi la mine sau mergem la tine prima oară? Tu cum duci? Da, merge la mine, așa. Ia uite, Darusele, ăsta este pinguinul meu de noob. Ce părere ai tu așa de el? Uite, mâinile foarte frumos aici. Are ciocul aici, ochii aici, o guriță, ceva de genul. Are niște chestii pe aici și aici piciorușile. Ce părere ai? Rafale, are ce are, mă, ce are? Are o guriță, are cioc, are ochi, are... Are cioc, bă, Rafale, eu îți dau nota 7, bă, Rafale. Nota 7, bă, dar cum nu-ți place, bă, dar să-i dă noob, bă, ce vrei să fac mai mult atât? Adică cum nu-ți place? Mie mi se pare foarte, foarte șmecher, aș putea să spun, Darusele. Ce nu-ți place? Nu, bă, e prea mare, frate, uite, e prea mare, e prea urât, prea urât. Dar acum, hai la mine, hai la mine. Vezi că l-ai făcut mai mișto așa, lasă-mă așa, Darusele, fii atent. Hai să vedem ceea ce ai făcut tu, deci ai dat nota 7, da? Hai să vedem ce ai făcut tu, bă, dar... Ma, bă, ok, ok, bă, vezi că e interes. Bă, Darusele, bă, vezi că, bă, chiar, bă, ăsta e, nu, e mai mișto decât al meu, atâta zic, chiar e mai mișto decât al meu, l-ai făcut șmecher rău de tot pentru un dăsta de noob. Bă, e interesant, bă, cum te gândești tu, Darusele, să folosești astea așa? E, nu contează, bă, este schema lui Darusel. Ok, schema lui Darusel este foarte bună, dați acolo notă, îi dau nota 10, mie mi se pare, pentru că un dăsta de noob, bă, l-a făcut super, super tare, chiar îmi place, bă, Darusele, bă, în sfârșit te descurci tu, Darusele, și la dăsta de noob și la pro, să vedem. Dacă ai avut ideea asta, Darusele, la noob, chiar sunt curios la pro cum o să faci. Deci hai să mergem acum, Darusele. Folosim căscuța, că altfel nu ne auzim, Darusele. Pa, 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 pa. Mamă, deci îmi place rău de tot cum a făcut Darusele. Nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii dacă vă place. Chiar sunt surprins și sună promițător sfârșitul, adică partea de pro, unde o să ne apucăm noi acum. Și deja am o idee. Vreau să fac ceva de genul, nu știu, să fie ceva într-un castel, într-un tărâm de gheață, să fie ăsta, să fie pinguinul practic pe care eu o să-l fac super, super interesant. Cred că o să fac ceva așa, o zonă de asta, un munte, ceva de genul, nu știu, o să fac o parte unde e ceva pe un ghețar, pe ceva, habar n-am, o să încep să fac aici o idee, o să-mi iau materialele, după să vedem cum o să facem și după să vedem și pinguinul, pentru că pinguinul trebuie să iasă cel mai bine, că dacă nu iese asta, nu știu cum o să fie, dar eu, bă, am încredere în mine că o să iasă. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă voi credeți că o să fac eu mai mișto sau Darusel, bă, dar nu știu, cred că mi se pare că Darusel m-ar bate astăzi, dar să sperăm că nu e așa. Bă, ce fac, bă, alo, Darusel, mă, ce fac acolo, Darusel, vezi că ai uitat căscuța pornită și s-a auzit ceva acolo, Darusel, ce faci? Scuze, aleu, ce mânare burta. Bun, momentan am făcut aici o mică platformă, nu știu cum o să iasă totul, dar trebuie să ne apucăm aici să facem, am luat materialele, după cum putem vedea, o să ne apucăm aici să facem un fel de pinguin, dar să vedem cum o să-l facem să iasă totul foarte, foarte bine. O să ducem ceva de genul pe aici, o să fie picioarele, vedeți că am luat materialele și astea, o să mă gândesc la o formă foarte, foarte mișto, trebuie să stau așa să mă gândesc să iasă totuși ceva bine, o să-l fac, după aceea vreau să-mi fac mai multe chestii pe lângă pinguinul acesta, dar să sperăm să-i fac o formă frumoasă, ne apucăm de treabă și să vedem ce o să iasă. Bine, să sperăm că o să iasă ceva mai șmecher, că dacă nu iasă șmecher, bă, măcar să fie ok. Care o să-l fac pe planeta Hearth, bă, nu mai pot. Ce, mă, Darusele, pe care se spune? În fine, mă, ce faci tu acolo, bă, Darusele, te-ai apucat de el? Ți iese ceva sau? Da, mamă, bă, Rafale, e prea frumos. Hai că bine, hai să văd de ce frumos o să faci tu, Darusele. În fine, Darusele, mai ceva de spus, bă, Darusele, că eu deja m-apuc aici să fac și eu frumos aici, Darusele, că eu acum am făcut un fel de platformă, ceva ghețar, nu-ți dau mai multe detalii, Darusele, dar o să fac mai multe. Până după aceea, adică acum m-apuc de pinguin, după să fac mai multe, mai vedem tu ce mai faci acolo. Păi, fii atent, bă, Rafale, eu vreau să zic like, subscribe la canalul nou de YouTube al lui Alice. Nu, dar tu ce faci acolo, Darusele, te joci cu zăpadă, ce se aude pe acolo? E, nu contează, nu contează, ba, în fine, gata, Darusele, gata, opresc căscuța, hai, pa, Darusele. Bun, vedeți că am făcut ceva de genul, nu arată ceva foarte, foarte impresionant, dar încă nu este gata, pentru că eu trebuie să fac aici, trebuie să fac și mâinile, trebuie să fac mai multe chestii, mai am pe aici de umplu prin spate, după cum se poate vedea, dar lăsăm asta pe urmă. După cum puteți vedea, cam așa arată, vreau să mă ocup de cap, după aceea o să vreau să fac mâinile aici, ca să arate el mai interesant, pentru că acum arată ca un cub, trebuie să o recunosc treaba aceasta, dar o să mă apuc, fac capul, cred că o să fac ceva de genul, așa, să sperăm că o să iasă simetric și o să iasă bine.
mâine vreau să duc câteva chestii așa în sus. Cred că ceva de genul o să fie și da, o să mă apuc aici să fie totul foarte frumos. Ia să vedem cum arată. Bă, vedem că arată cât mai interesant. Bă, ce mă dați pe acolo, bă, dar să-i că m-ai speriat. Bă, știi să folosești căscuța aia, dar să-l ia, ce ai de zis? Ia că mă și nervezi. Bun, după cum puteți vedea, cam așa arată pinguinul meu. Încă nu este gata, nu știu ce am făcut aici, am pus ceva de genul, dar vreau să-i mai fac un sceptru, ceva de genul, nu știu, să aibă și el ceva în mână, nu știu, un post ceva, nu știu, punem ceva aici, foarte, foarte interesant, așa, să arate mai magic, mai nu știu ce, probabil, da, cred că ceva de genul o să fie, cred că așa o să las, nu știu, dacă, probabil o să mai fac ceva, nu știu, ceva magie, nu știu, dar nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii dacă vă place cum arată pinguinul meu, dacă seamănă cu un pinguin. Iar pe lângă treaba aceasta, ce am făcut eu aici, vreau să-i mai fac niște chestii, nu știu, de fapt, nu știu dacă aș mai face ceva, probabil vreau să mai fac acum, după cum puteți vedea, bă, oare asta arată bine sau ar trebui să-i mai duc? Cred că folosesc niște sleburi din acestea, ceva de genul, așa, foarte, foarte bine, ca să arate mai ok. Cred că da, acum mai arată cât de cât mai ok, nu știu dacă arată sau nu, dar hai să mai facem ceva la el și ce... Rafale, eu acum am terminat de făcut, mamă, și nu mai pot, Rafale, mă doare mâna. Bă, ce mamă, dar să ai terminat, gata, pe și eu am terminat, adică n-am, adică am făcut pinguinul, am făcut ceva șmecher la el, dar mă gândeam să mai fac ceva pe lângă, mai fac un castel, mai fac ceva, mai fac niște chestii. Gata, nu, bă, hai, gata, vino, hai, te rog eu, te rog eu. Nu, nu vin acum, dar să le mai am de făcut aici, ce, a durat prea puțin ăsta, mai trebuie să mai fac mai frumos, dar să le cheie de pro, trebuie să fac mai multe chestii, dar să le, nu știu, mai fac ce. Bă, Rafale, bă, te rog eu, fii antenă, bă, Rafale, bă, mie. Dacă vorbești mai tare, dar să le folosești și tu căscuța aia mai bine. Te aud cum trebuie, dar să le, hai, zi mai repede, hai odată, dar să că nu mai am timp, mă, tu vrei să mă distragi mie, atenție, hai mă, dar să zi mai repede. Mie mi-a murit o mașină care am dat-o acum un an. Ok, dar să deci pentru asta trebuie, pentru asta mi-a luat timp, ok, dar să le, știi ceva, nu mai vreau să mai folosesc căscuța, cred că o aud, o să o arunc, dar să le, ca să nu te mai aud pe tine, că deja mă enervez, o să mă apuc eu acum să termin ce mai am de făcut, dar să le, iar după aceea o să vin acolo la jumătate să văd ceea ce ai făcut și tu, dar să le, că deja nu se mai poate cu tine, sincer, pe bune. Ok, 3, 2, 1... După cum puteți vedea, am mai făcut aici un fel de castel, arată interesant, nu știu, mie chiar îmi place cum l-am făcut, este un castel așa interesant, n-am mai făcut ceva de genul așa, după cum puteți vedea, este o formă mai ciudățică, dar mie mi se pare mult mai tare, probabil o să mai fac ceva, nu știu dacă ar mai trebui să mai fac ceva, dar eu zic că arată genial, pinguinul aici, castelul aici lângă, hai să mai facem ceva în partea asta, dar nu știu ce aș putea eu să mai fac, n-am nicio idee, sincer, probabil o să mai fac tot un castel ceva de genul acesta, să fie practic între castele, sau nu știu dacă o să mai fac, bă, cred că o să-l las așa și o să mai fac ceva pe aici cu zăpadă prin partea asta, să dea mai bine, nu știu, mai pun niște zăpadă aici prin interior, ceva de genul așa, mai amestec eu frumos așa ceva de genul. O să trecem la jumătate după Darusel, să venim să vedem ce a făcut și Darusel. Prima oară aș vrea să merg la el de data aceasta, pentru că știți că prima rundă a venit el la mine. Acum apoi cam așa arată, eu am terminat tot, o să merg la Darusel, după aceea o să meargă Darusel la mine, să sperăm că o să vrea Darusel să facem așa și să dați note la fiecare construcție. Bă, mie chiar îmi place cum arată, ne uităm așa foarte, foarte frumos. Acesta este cel de pro. Aici este cel de noob, după cum puteți vedea, arată și din partea asta interesant. Și da, bă, mie chiar îmi place, chiar sunt curios cum m-a făcut și Darusel. Și bă, pot să spun că nu m-am dezamăgit, pentru că mie chiar îmi place cum a ieșit. Și mă gândeam că o să iasă mai prost, dar a ieșit bine, pentru că am fost cât de cât optimist, dar în același timp n-am fost, dar în fine. Hai să mergem la jumătate, să vedem ce a făcut și Darusel și să dăm note la fiecare construcție. Gata, bă, Darusel, am terminat și eu, sper că ai terminat și tu. Și hai să mergem prima oară, fii atent. Hai, te rog eu, te rog eu, hai să mergem data aceasta la tine. Așa, gata. Hai să mergem la tine să vedem ce... Darusel, ce e tu, îți bagi joc? Ce e pe ăsta? Bă, ce? Ăsta, asta e găină, e pui, ce e ăsta, mă, Darusel? Bă, Darusel, e mai mișto ăla, dă-l nou, bă, ăsta trebuia să-l faci la... Bă, stai puțin că nu mi se încărcase harta, nu-l văzem pe ăsta, mamă! Ăsta e din desene animate, ăsta e șmecheră de tu, Darusel. Iar folosești ecuri din alea ca să apară, așa, am înțeles, nu, ce ai vrut să faci, ok, vezi că arată interesant, chiar îmi place ăsta-l tău, bă, Darusel, dau, bă, bă, chiar e mișto așa, dar tu nu, sigur nu l-ai luat de undeva, dar să nu te-ai inspirat de nicăieri tu la el? Nu, Rafale, fii atentă, eu când eram mic, mi-mi plăcea să mă uit la desene și na, eu l-am luat pe ăsta din desene, că eu mă uitam la desene. A, că acum ești mare rătă, în fine, bă, dar să le stau, bă, chiar îmi place, bă, stau nota 8.50, dar să le mai, că e pixel art, bă, dar să le, n-ai făcut nimic interesant, lăsa nota 8.50, vreau să scriu oamenii acolo în comentarii ce notă-i dați voi și... Ăsta ce? E o găină, e un pui, lasă, dacă dai, că îți dau nota 8, pentru că mi-ai zis să dau note și la asta îți dau 8 la ambele, că e practic aceeași construcție, pentru că e de pro, Darusel. Deci îți dau nota 8, Darusel. Hai să mergem acum la mine să vezi ce am făcut eu, Darusel. Ia uite-te, mă, spune ce, mă, Darusel, e mișto? Rafai, parcă făceam pinguin, nu e Angry Bird. Bă, e pinguin ăsta, ce e, Darusel, e pinguin, are, bă, astea, uite, Darusel, are aici, are și un sceptru în mână,
mare și aici, ia uite, mă, castelul, bă, împărăția lui, bă, dar ia uite cât de frumos e el aici, mă, bă. Bă, parcă e villager la cum arată, bă, Rafael, nu e, mă, villager, bă, dar să-l zi, mă, zi, mă, ce părere ai de el, uite, așa, și aici, uite, cum crească ceva, așa, foarte frumos aici, părul din cap, ce părere ai, mă, tu, dar să-l place sau nu-ți place? Bă, nu mai strica, bă, dar să-l ce ai pus, că nici nu mai știu unde ai strica, bă, dar să-l pune, ai gata, nu mai strica, lasă-l așa, pentru că vreau ca oamenii la final să dea notă, să le arătăm foarte frumos ambele construcții. E dinozaur, e om care face căcuță și aici. Nu e nimic, dar zi-mă ce note de pe bune. Îți place, mă, uite și castelul ăla. Ce părere ai tu așa de castelul ăla, îți place? A, băi, fiam de Rafaele, eu îți dau nota 6, bă, Rafaele, 6. Nota 6, dar să le pe bune, tu îmi dai nota 6? Cum adică, nota 6 la ce, la castel sau și bla ăla? Fiam de la castel îți dau nota 8 și la ăsta îți dau nota 6. Bă, dar să-i toți bașa, cum adică îmi dai nota 6 la asta și la castel îmi dai nota... Hai, mă, dar să-i dă o notă pe bune, hai, mă, fii atent. Uite, ăsta e un fel de elefant, bă, am făcut asta așa la mișto, bă, da, uite, îți place, uite, și centrul ăsta, uite-te puțin, dar să le, cum a fost viziunea mea, deci prima oară am făcut ăsta aici, unde stă el, bă, așa, un fel de ghețar, nu știu ce e ăsta, după am făcut ăsta și după am făcut și ăsta. În total îți dau nota 7, bă, fii antenă, uite, ăsta e mai frumos ca ăsta, uite, hai că da, mă, că da. Pinguin, bă, da, la ce, mai, mă, dar să le alzi, mă, pe bune, mă, dar să uite cât de mișto arată ăsta pinguinul ăsta, mie, băi, mi-e chiar rău de tot, mie, îmi place rău de tot. Nota 7-5, bă, gata, și vă, hai, pa. Bă, vine, mă, înapoi, mă, dar să hai, mă, dă o notă, pe bune, hai, mă, pe bune, dă o notă, chiar dacă vine nota mai mică, că oricum știi că oamenii o să voteze acolo nota la fiecare în comentarii, dar să le-ai uitat? Îți dau nota 7-50, uite, mi-e place castelul, uite, la că este castelul meu perfect. Eu sunt regele, dar... Asta e castelul tău? Da, păi, eu sunt regele, dar o să sunt prea bune astea, eu... Nu fac cum o dar să le-ai căzut acolo, bă, astea de fraier. Maxim, bă, de ce ești pinguin, dar să le... Aia, mă, iar să-mi schimb skin-ul, iar faci din astea, mă, ce sunt în bani, mă? Ia să... Bă, cum adică, mă, ia stai, ia! Bă, cum adică, bă, bă, Rafale, bă, cum adică, bă, Rafale, bă, bă, nu se poate, bă, Rafale, bă, ce nu se poate? Ia să pără, Rafale, fie mă, ce, mă, stai, dar să le că nu prea te mă, dar să le bă, gata, mă, termină, te mă, că zbajă, mă, ce, puneți mă skin-ul înapoi, bă, zbajă, mă, ce înseamnă asta? Lasă-mă, bă, Rafale, gata, pleacă. Mă, ce-i făcut, mă, bă, dar să le bă, zbajă, hai, mă, fii atent, vină încoace, hai, vino, dar să le cu skin-ul ăsta al tău de pinguin, nu știu care e faza cu tine. Bă, Guiț face un porc. Tu ești pinguin. Ah, stai că dar să le porc. Am înțeles. În fine. Stai puțin dar să le. Uite-te. Bă, ce? Ah, da, Mr. Porky, tu ești așa. Fii atent, bă, dar să le. Tu o notă, bă, bune. Fii atent, dar să le. Cam așa. Ăsta este pinguinul meu. Ăsta este tărâmul. Oh, ce face, bă, dar Slica? Bă, stai. Așa, nici. Bă, Alice, ce faci, Alice? Bă, dar să le. Gata. Poți să fii normal, gata. Pune-te normal. Hai să-mi dai o notă la ceea ce am construit eu. Îți dau și ție o notă la ceea ce ai construit, bă, bune. Așa, dar să. Hai, mă, zi o notă, sinceră, dar să le. Hai, bă, bune, zi o notă. Deci eu îți dau nota 7.50. 7.50 pe tot sau doar pinguine? Pe tot. Ah, ok, mă, dar să le. În fine, scrieți voi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos, dacă eu am făcut mai mișto dacă Darcel sau bă, doamne, dar să le, că deja mă enervez cu chestiile astea. Deci cam așa arată al meu, arată foarte, foarte tare, ăla lui Darcel acolo în spate. Bine, sunt astea două, dar nu mai vorbim despre asta, dar da. Scrieți voi acolo în comentarii, data viitoare o să facem și cu Alex, dacă vreți să vedeți. Scrieți sau bă, fiți atent. Bă, ce calmă după mine. Lasă-mă să vorbesc cu oamenii, dar să le civi după mine așa. Ok, fie întreabă, Rafale, ia, hai, ia. Da, foarte amuzant, în fine, pleacă, dar să le că vrea să vorbesc ceva cu oamenii, vrea să vorbesc ceva cu oamenii, ok, deci am plecat de lângă, dar să le scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți ca dățile următoare să-l trolezi pe Darcel, așa cum am trolat-o și pe Alice cu invisibilitate și după aceea să copiez construcția foarte, foarte frumos, chiar sunt curios și chiar aș vrea, dar să sperăm că nu o să facă chestii foarte grele, pentru că n-aș vrea să stau foarte mult, că știți că necesită foarte mult timp, foarte multă bătaie de cap ca să reproduc ceea ce face, dar dacă voi vreți, dați acolo cât mai multe like-uri și scrieți în comentarii. Aceasta este construcția mea, iar aceasta este construcția lui Darcel. Uite, asta e a mea. Bă, cum adică, mă, cum să fie masă, dar să le am, mă, du-te, mă, dai. Ok, deci da, aceasta este construcția lui Darcel și vreau să scrieți acolo în comentarii dacă vă place mai mult a mea sau a lui Darcel. Pentru a lui Darcel, dați acolo cât mai multe like-uri dacă vă place mai mult ceea ce a făcut Darcel. Bine, ambele sunt la runda de pro, pentru că este o runda de pro, cea de nobă, vedeți acolo în comentarii pe videoclip. Avem cel mai șmecher videoclip și Darcel, fie atent. Pentru a ta, ți-am zis, bă, ce tot faci, mă, cu ăsta? Ce nu contează, nu contează, hai, bagă hi. Și dați subscribe pentru a mea, pentru că a mea este mult mai tare, după cum puteți vedea. Acest pinguin super, super șmecher și castelul acesta pe lângă. Și scrieți-vă acolo în comentarii dacă vă place mai mult a mea sau lui Darcel. Pe lângă, v-am zis like pentru a lui Darcel, subscribe pentru a mea. Ce vrei, mă, Darcele? Uite, bam, bam! Și așa s-a dus și construcția ta!
Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.